Domnilor și domnilor, bine v-am găsit aici la Guvernul Republicii Moldova. Avem deosebită plăcere, în spiritul transparenței, să continuăm sesiunea de informare legată de organizarea adunării Moldova Europeană. Astăzi, secretarul general al Guvernului Republicii Moldova, Artur Mija, care este și președintele grupului de organizare a evenimentului, va oferi detaliile organizatorice și va răspunde la întrebările colegilor din presa națională. Stimate domnule secretar general, vă rog. Mulțumesc, Daniel. Bună dimineața, stimați reprezentanți ai mass media. Pe 21 mai va avea loc adunarea Moldova Europeană, începând cu ora 11:00, inițiativă lansată de doamna președintă Maia Sandu. Guvernul este instituția responsabilă de organizarea tehnică și buna desfășurare a evenimentului. În acest sens, vin astăzi cu anumite precizări pentru cetățeni care vor participa la adunare, să cunoască detalii de organizare, să știe că sunt în siguranță la evenimentul pașnic din 21 mai. Vreau să menționez de la bun început că siguranța oamenilor la eveniment este în prim plan. O bună parte din informația de astăzi poate fi găsită pe site-ul moldovaeuropeana.md. Vă îndemn să-l accesați și să informați prietenii, colegii, rudele despre detaliile de organizare a evenimentului. Adunarea Moldova Europeană va începe la ora 11:00, după cum a fost anunțat. Piața Mare Adunării Naționale este rezervată pentru adunare, lucru decis printr-o măsură aprobată de Comisia Situației Excepționale. Așadar, în Piața Mare Adunării Naționale vor fi cetățenii care își doresc să susțină calea europeană a Republicii Moldova. Vreau să accentuez un lucru important. Inspectoratul de Poliție, instituțiile statului, vor preveni orice încercare de violență și vor asigura ordinea și liniștea în societate în această duminică. Repet, Inspectoratul de Poliție, instituțiile statului, vor preveni orice încercare de violență și vor asigura ordinea și liniștea în societate în această duminică. Cetățenii nu au de ce să se îngrijoreze, instituțiile noastre au demonstrat că pot asigura ordinea și securitatea oamenilor. Adunarea de duminică este apolitică, îi îndemnăm pe toți cetățenii să vină pentru a arăta că puterea în Republica Moldova este a oamenilor. Evenimentul va avea două părți, adresări către cetățeni și, în cea de-a doua parte, un program artistic. Durata evenimentului va fi de câteva ore. Programul va fi plasat pe site-ul Moldova Europeană cu câteva zile înainte de eveniment. Adunarea Moldova Europeană va avea loc în același timp la Chișinău, dar și în alte 33 de capitale și orașe europene, unde diaspora noastră va fi împreună cu noi pentru a spune într-un glas că Moldova vrea să fie membru al UE. Dacă sunteți în afara țării, puteți găsi locurile în care se adună moldovenii pe harta plasată pe site-ul moldovaeuropeana.md. O întrebare frecventă care vine de la cetățeni este despre parcări. În acest sens, vă anunț că puteți găsi harta parcărilor pe site. Sunt 4 zone mari de parcare în funcție de intrarea în oraș. Avem o reprezentare grafică aici și vă rugăm, stimați reprezentanți ai mass media, să o distribuiți. De asemenea, vreau să precizez că Guvernul se va asigura să fie îndeplinite toate condițiile pentru un eveniment bine organizat. Vor fi instalate unități sanitare, vom distribui apă potabilă la solicitare. O altă întrebare pe care o primim este despre transport. Guvernul continuă să lucreze cu Ministerul Afacerilor Interne pentru a asigura fluidizarea traficului în această duminică, așa încât cetățenii care doresc să ajungă la adunare să o poată face liber, neîngrădit și fără obstacole. În Chișinău, transportul public va circula în mod obișnuit, cu excepția faptului că Piața Mare Adunării Naționale va fi rezervată evenimentului. Pe 21 mai, numărul de unități de transport public din Chișinău și suburbii va fi suplimentat. De asemenea, vreau să anunț că vineri, 19 mai, șeful Inspectoratului General al Poliției, domnul Cernăuțeanu, va face o conferință de presă la care va da mai multe detalii despre aspectele de securitate ale evenimentului pentru o bună desfășurare a adunării. Vă mulțumesc!
Vă mulțumim, domnule secretar general. Avem colegii din Presa Națională care au întrebări. Colegii de la TVR Moldova, vă rog. Bună ziua, Natalia Chicu, TVR Moldova. Ați menționat că în 33 de orașe europene va fi organizat evenimentul. Dacă puteți să ne dați câteva orașe. Bun, sunt practic toate capitalele europene. Vorbim despre Paris, Londra, Roma, Viena. Dar, de asemenea, în Italia există și alte orașe, nu doar în capitală, unde se organizează întâlniri ale diasporii. O bună parte dintre aceste evenimente au loc în sediile ambasadelor și consulatelor, dar în același timp există și spații publice în care sunt organizate evenimente cu inițiativa și la inițiativa grupurilor diasporale. Ați precizat că securitatea cetățenilor este prioritară. Dacă aveți deja un număr de polițiști cât vor fi mobilizați și dacă ați pregătit diferite scenarii pentru anumite provocări, pentru că acțiuni de destabilizare vedem în ultima perioadă. Vreau să vă asigur și să asigur tot cetățenii că poliția va face eforturi astfel încât să prevină toate încercările de destabilizare. Suntem absolut convinși că duminică pe 21 mai vom avea un eveniment pașnic și invităm absolut toată lumea. Ce ține de detalii tehnice legate de numărul de persoane din cadrul MAI care vor fi antrenate în păstrarea securității, domnul Cernăuțeanu se va expune vineri în conferința de presă. Mulțumim mult. Colegii din online la fel ne-au întrebat că au văzut mai multe orașe, în oraș au văzut mai multe pancarte cu Adunarea Moldova Europeană. Cine le finanțează, cât costă, dacă ați putea să faceți precizările de rigoare? Vreau să menționez că, la fel cum am anunțat anterior, guvernul desfășoară o campanie de informare și de invitare a cetățenilor. Pentru noi este important ca oamenii să cunoască informația despre evenimentul din 21 din prima sursă, de la guvern. De aceea am plasat aceste banere de informare, am organizat o campanie de promovare la radio și TV. Este important ca toată lumea să cunoască, este important ca lumea să fie prezentă și de aceea investim în acest sens. În acest moment suntem ocupați cu organizarea evenimentului. După finalizarea acestuia vom face și contabilitate și vom da mai multe detalii. Mulțumim foarte mult, doamnelor, domnilor, ați urmărit conferința de presă susținută de secretarul general al Guvernului, Artur Mija, care este și președintele grupului de organizare a Adunării Moldova Europeană. Noi vom asigura informarea, precum deja am anunțat și mai devreme, cu referire la acest proces și neîntârziat vom publica aceste informații în spațiu public. Mulțumim! Mulțumim.